Bună seara! Pacea Domnului! Vrem să facem un video. Un anunț. Nu un anunț. Sau? Un video cu un mesaj de ajutor. Dar nu pentru noi. Mulțumim la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ocrotit. Dumnezeu ne-a oferit. Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a dat tot ce avem nevoie. Dar... vă spun ce s-a întâmplat astăzi. Am fost la piață și ați văzut în filmarea de la piață că am întrerupt când am mers la fetele de la Macul Galben și am spus că e anaful la ei și n-am mai filmat. Am vorbit mai înainte cu Eva, cu șefa de la patiserie. Acum, pentru cine nu știe cine e doamna Eva, ea e șefa de la patiseria Macul Galben din piața Mihai Viteazu. Ea și cu Mario au fost la noi de câteva ori, au făcut cozonac, au făcut sărățele și cam atât a fost. Am făcut și plăcinta și plăcinta întinsă. Da, plăcinta de vreo trei ori au fost la noi. Da. Am făcut câteva videoclipuri cu ele, dar... o să pun și o poză cu ele în... la sfârșit. Nu, la sfârșit. O să pun... am spus să nu mă completez, te rog frumos. O să pun în video la pagina de copertă. O să pun poză cu ele să știți despre cine e vorba. Și vă spun ce s-a întâmplat. Mari nu prea... să e obișnuită cu servitul și bătutul în casă, că ea e mai mult acolo în spate unde se prepară. Prepară toate lucrurile, toate bunătățile astea care ne place nouă de la Macul Galben, prăjituri și așa mai departe. Și era Eva, nu știu, n-am înțeles exact cum s-a întâmplat, fi fost plecată și între timp a trebuit să servească mare și cum ea nu e obișnuită, a luat bani, i-a pus în casă, a servit oamenii și a fost un plus de 100 de lei, 120 de lei, da, 120 de lei. Deci un plus nesemnificativ care s-a întâmplat. Deci nu a fost un plus de mii de lei să aibă așa mare problemă. Și ANAF-ul a găsit plusul ăsta de 120 de lei și colac peste pupăză, pentru suma asta nu i-a dat avertisment, doar amendă de 5.000 de lei. Mi se pare foarte exagerat și... da. Na, ce pot să spun? Chiar acum, la sfârșit de an, când vin sărbătorile mare și cu Eva, practic nu o să aibă salar. Deci ăsta ar fi fost salarul lor. Așa mi-a spus Eva, așa vă spun, fiindcă și ele au cheltuieli acolo în chirie, o să plătească, vă dați seama, o grămadă de curent, de utilități ce le au acolo, plus că na, mai au și rate, ca tot omul au rate la bancă. Și ăsta ar fi fost venitul lor. 5.000 de lei, împărțit la două. Da. Mare și, Mare și Eva. Era. Bani, să zic, să aibă, să ie, să die, să aibă un plus, nu prea are. Fiindcă sunt vremurile în care suntem destul de... noi cu locația asta, cu afacerea asta, de fapt, și asta este situația. Noi o să îi ajutăm și noi cum putem, dar vreau ca să ne veniți în ajutor, fiecare cu cât dorește, cu cât poate, cu cât îi dă Dumnezeu pe inimă. Eu am mai ajutat și altă persoană anul ăsta în primăvară, dar aș tare dori să pot să ajut și pe aceste două femei minunate, care chiar ele, vă dați seama, ele 5.000 de lei pentru ei înseamnă
enorm, fiindcă ei foarte mult. Chiar lucră pentru banii ăștia. Nu e ușor toată ziua să faci sărățele, să faci cozonac, să faci împletituri, să faci tot felul de produse. Vă dați seama cât au lucrat ele pentru banii ăștia? Și acum să... Dintr-o dată să... Așa, să, să idee la stat pentru o mică greșeală care au avut, normal, trebuia să le dea un avertisment, părerea mea, sau în timp de să poată să plătească jumate de sumă. Da. Dar, practic, ele rămân acum fără venit. Fără deci niciun venitul venit. Lor, care îl au în buzunar să-și cumpere de mâncare. Asta e realitatea. Da. Și Eva stă la bloc care are cheltuieli. Și ca toată lumea are cheltuieli. Și vă rog frumos, o să vă las în descriere contul meu bancar. Las, nu știu, și în euro și în lei. Și o să specificați acolo că pentru patiseria mea cu galben sau Eva. Și atunci eu o să știu exact de unde sunt banii, dar cel mai bine o să pun ăla de lei. Că chiar dacă îi să trimiteți în altă țară, automat să faceți schimbul valutar. O să pun ăla în lei ca să fie mai ok pentru noi, ca să am control cu ce a intrat exact pentru ei. Venitul nostru nu-i din România ce câștigăm noi și atunci să nu... Să combine, să știu exact, e mai să bine fie așa. Curat. Da. Ăștia-s banii lui doamna Eva și a lui Mari și o să vedeți, o să fiu foarte, foarte transparent cum am fost până acum. Fiecare bănuț intrat, o să vă arăt, uitați, atât am intrat în cont, atât am dat la doamnele, o să filmez absolut tot. Dacă Dumnezeu vă pune pe inimă să le ajutăm împreună cu noi, că și noi o să le ajutăm, acum dar nu... Da. E mult să dăm 1000 de euro, da, 5000 de lei, da. Să dăm pur și simplu așa și pentru noi nu e ușor. E foarte greu. Vă rog frumos, dacă Dumnezeu vă ajută, eu așa spun că, dar nu numai eu, ci și Dumnezeu ne spune să fim darnici și să ajutăm, să ajutăm omul care îi în nevoie. Așa mai spune Dumnezeu în Biblie, că să aruncăm pâinea pe ape și la timpul care noi avem nevoie o să primim înapoi. Da. Dacă Dumnezeu vă ajută să puteți să dați, Dumnezeu vă dă înzecit înapoi, sunt sigur de treaba asta. Ce mai pot să spun? Cam atâta am de spus, v-am spus cum e situația. Acum 10 minute am vorbit cu el înainte de video și Eva pur și simplu plângea. Plângea fiindcă îi într-un necaz și nu știe cum să se descurce și cum să iasă din treaba asta. Vă rog frumos să fim cu empatie pentru aproapele nostru. Eu nu am nici cel mai mic interes în toată treaba asta. O să vedeți că o să fiu foarte transparent, cum am mai spus, cu ce bani mi-a intrat pe contul respectiv și cu ce bani le dau lor. Deci și dacă puneți un leu, e pentru doamnele de la Macu Galben. Chiar vreau să le ajutăm să iasă din problema asta și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și dacă dați și dacă nu dați, Domnul să fie cu voi și să vă dea putere să biruim toate încercările astea în care trebuie să trecem în viață. Da. Eva, au zis că să mă rog pentru ea, clar că o să mă rog pentru ea, dar nu numai pentru ea, și pentru Mare, că e în aceea situație. Sunt două familii puse la încercare și dacă punem câte un pic în puținul nostru se adună fiindcă suntem totuși o mulțime de oameni pe canalul ăsta care interacționează și dacă
binevoiți să ne ajutați cu cât vreți dumneavoastră să punem mână de la mână și să adunăm suma asta să ne ajutăm. Aibă și ei un Crăciun fericit. Deci chiar vorba de un Crăciun fericit. Suntem da. În jumătatea lunii noiembrie, spre sfârșit, și vine decembrie și vin sărbătorile. O să le fie și... greu. Da, o să le fie foarte greu. Atât am vrut eu să spun. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă rugăm, cum să mă exprim, vă rugăm din toată inima noastră să ajutăm aceste minunate, Doamne, că da. Chiar merită. Deci ele să muncesc pe brânci pentru bănuți, să trăiască. Și na, dacă ne adunăm toți, nu o să ne fie așa de greu să strângem suma asta, să putem să le ajutăm. Atât am vrut să spun eu. Dacă vrea și mami să spună ceva... Eu ce pot să spun, că când am auzit vestea asta m-am întristat, fiindcă știu că cât se luptă ele sărăcuțele și știu cât e de greu, că nu-i așa mare venit de la o prăjitură să zici că le pică mulți bani câștig. Le cade acolo un 15... Filmează. Eu știu cât, da, și nu 15 lei, că e mult 15 lei. Deci... Mami, uleu 52 detaliile lei. Nu le deci, știm noi. Cam așa, 2 lei, 3 lei le cade și lor câștig. Vă dați seama cât prăjitură trebuie să facă ei să vândă, da, ca să poată să scoată două salarii pe lună. Și la Mari și la Eva. Da. Eu ce pot să spun, când au fost aici la noi, a povestit Mari că are un băiat de 14 ani, care nu știu ce s-a întâmplat cu telefonul ei, a lui, telefonul băiatului ei. Nu știu ce s-a întâmplat cu el și nu-l mai are. Nu știu, s-a defectat, a căzut undeva și nu mai se poate repara. Și a spus mama sa, deci Mari, a spus la băiatul ei, lasă, dragul mami, când o să strâng eu bani să-ți iau un telefon? Iată că nu a avut bani ca să cumpere un telefon imediat, să spună, uite, mami, îți iau imediat altul telefon. Păi telefoanele da. Și... nu s-au lăsat așa ieftine, mami. Da. Și el avea chiar teme de la școală pe telefon care e în grup. Da, îi trimitea în grup. Îi trimitea... De la școală. Ce de la școală. Temele îi trimitea pe telefon și el trebuia să apeleze la un coleg, la altul coleg, ca să vadă ce teme are. Deci foarte greu pentru băiatul ei, pentru că nu a avut bani ca să-i cumpere un telefon. Sincer vă spun, Dumnezeu știe că nu mint. Și atunci vestea asta ce s-a întâmplat cu ele e foarte, pentru ele foarte, foarte trist. Așa că ce pot eu să spun, cum am spus mai înainte, că le cade și lor uleu 52 lei sau chiar 3 lei la o prăjitură, vă dați seama câte prăjituri trebuie să vândă ele să-și facă salariul lor. Dumneavoastră, dacă puteți, dacă sunteți îndemnați de Tatăl Ceresc, dacă puteți să ajutați, vă rugăm și noi o să punem bănuți și la fiecare cine trimite, Dacian o să filmeze și o să arate doamna respectivă câți bani o donat. Fiecare bănuț o să se știe și o să filmeze acolo la Macul Galben când le anunță, no, pentru fiecare bănuț. Deci nu pentru noi, Dumnezeu știe că nu pentru noi, doar pentru ei, ca să le scoatem, ca să din ajutăm, situația da, asta. Să-i scoatem. Dacă putem în cuvântul nostru să înțelegeți și să vă... Și să le facem o bucurie. Să le facem o bucurie. Da. Am vrut să spun să vă fie milă, dar... Bucurie ca bucurie, dar vă dați seama că e vorba de existența lor. Da. Mă gândesc că da. Cumva o să treacă peste asta. O să treacă, dar cu Dumnezeu înainte. Deci nu aș vrea ca să fie da, fetele să termin video, desamăgite pentru ceea ce fac.
Ei au fost acum foarte mândre pentru ceea ce merg mai înainte și da, acum să nu, da, să nu cumva, Doamne fer, să dea înapoi, să spună, Doamne fer, închid, că nu mai are rost. Dumnezeu să le ajute să treacă cu bine, să treacă cu bine peste problema asta și să meargă mai înainte. Altă dată să le fie învățare de minte ce au pățit, că și dacă au parcat la Kaufland, da, acum un an și da, acum, acum un an, da, au parcat pe loc de locul... handicap, dar era o grămadă, deci n-ar fi fost, n-am împiedicat pe nimeni, dar am parcat la umbră, fiindcă era un soare. O parcat la Kaufland, pe locul de handicap, da, acolo, Kaufland. Și cum spune el, o parcat acolo că era mai umbră și o zis, hai nu mă duc până acolo unde e soare. Ce vreau să spun, că ne-au dat atunci 1000 de lei. 1000 de lei pentru nici da, jumate de oră. Și chiar da, atunci în ziua aia a fost ziua lui Natalia. Dar ce am s-o dus să cumpere sucuri de la Kaufland și numai cu o zi înainte a ajuns și el sărăcuțul din, de la Elveția, servici, de la lucru. Da. Și vă dați seama că și eu, nu? Am lucrat pentru banii ăia. Dar nu, că eu spun adevărul. Dumnezeu știe că spun adevărul. Dumnezeu știe că vă spune exact adevărul. O parcat acolo, primit amenda asta. Noi n-am știut câți bani au dat Carmen în plic la Natalia de ziua ei și exact banii al lui Carmen a mers și am plătit amenda. Bine, dar nu i-au dat 1000 de lei. Bine, din banii ei. Din banii ei. Și bani ce-am mai pus, da, și noi. Da, da, da. Și ne-a ajutat Carmen, da, atunci, da, știu. Deci, datorită lui Carmen, n-am simțit așa mare problema asta. Deci aia vreau să spun că ne-am îmbucurat. Da. Dumnezeu să le îmbucure și pe ei acum de sărbători, să fie un, să vă mulțumească la fiecare în parte. Ce frumos ar fi, ce bucurie le-am să face. Să vă mulțumească la fiecare în, da, parte care le-ați ajutat și să vă mulțumească cu zâmbetul pe buză, cum să spun. Și să le fie învățare de minte ce ori pățit, exact ca de aceea încă parcat pe locul de handicap. Că acum nu mai parchează. Când vede locul ăla de handicap, să știți că eu vorbesc mai tare din cauza lui Natalia, no, care s-aude, niște s-aude, care face gălăgie. Deci în fața lui bunica, evita. E ce vreau să spun, că de aceea acum dacă vede locul ăla de handicap, întoarce de 2-3 ori mașina tătroata până găsește, păi, un loc. Da, fiindcă cineva a fost rău binevoitor, să zic, da, așa. Da, i-am văzut. Deci poliția ne-a spus. Că au fost, da, anunțați. Da, și eu am văzut de un taxi. Dar erau locuri, deci, zeci de locuri, așa cum e acolo la Kaufland, la perete, așa. Era locuri goale, da. Dar un taximetrist, eu am văzut cum s-a uitat pe noi când Dacian a parcat. Nu m-am dat seama că de ce se uită așa pe noi. Dar nu-i pare, Domnul să-l binecuvinteze, că poate și lui i-a dat Dumnezeu din altă parte, tot așa. Așa vreau să vă spun că vă rog să o ajutăm fiecare în parte cu cât putem, ca să le punem un zâmbet pe buze chiar acum de sărbători. Da. Noi vă lăsăm, pacea lui Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze familiile voastre, să vă binecuvinteze pe voi și cășile voastre și drumurile voastre și Domnul să le binecuvinteze și pe Eva și Mari și fiți stari și pe familiilor. Fiți stari că Domnul să vă ajute și o să vedeți că o să ieșiți cu bine și din situația asta. Eu atât am avut de spus. Pacea lui Tatăl Ceresc să fie cu voi. Dumnezeu știe că am spus din toată inima, sincer, îmi pare rău ce s-a întâmplat, dar nu uitați că este un Tatăl acolo sus care ajută pe fiecare în parte. Pace, la revedere! La revedere! Thank you.
La umbra înserării, Iisuse, vino mie și mă aplec în rugă cu sufletul trudit. Încerc să-mi vărs amarul, durerea ce mă pasă, să simt din nou, Doamne, iertarea ta cerească. În genunchez înaintea ta, vreau să simt prezența ta cum mă înconjoară, să răstignesc azi eul meu, tot ce fierbinte, cum curge pe obraz, cu vocea tremurândă te chem iar din necaz. Să mă întărești, Iisuse, să nu îmi pierd credința, să-mi văd în încercare ce înseamnă umilință. Eu știu că doar la tine mereu găsesc alin. Când mă proștern la cruce, asculți al meu suspin. Tu mă înconjori cu milă, mă umpli iar cu pace. Din harul tău, o Doamne, revești cu bunătate. În genunchiez înaintea ta, vreau să simt prezența ta cum mă înconjoară, să-mi răstignesc azi eu. Acum să moară.